ziua, bine v-am găsit la interviurile DC News. Sunt Florin Răbdan. Invitata mea de astăzi este Ramona Colea, director general al Flight Claim, o companie care se ocupă de drepturile pasagerilor de avion, dar și de bagajele lor și de tot ce cuprinde această zonă. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua, bine v-am găsit. Doamna Colea, explicați-ne un pic înainte de a începe ce este Flight Claim, de fapt. Flight Claim este un serviciu care se adresează pasagerilor atunci când ei se confruntă cu o problemă legată de momentul în care ei au ajuns la destinație, atât ei cât și bagajele lor. Asta înseamnă că un pasager fie a ajuns la destinație cu întârziere, fie zborul lui nu a mai plecat deloc, zborul a fost anulat, fie a pierdut conexiunea și din cauza unei întârzieri mici, de 30 de minute, de 10 minute, care poate fi imputată companiei aeriene, a pierdut conexiunea, în consecință a ajuns la destinația finală cu mai mult de 3 ore întârziere, sau odată ajungi la destinație, pasagerii nu își găsesc bagajele sau le găsesc deteriorate sau nu le mai găsesc niciodată. În egală măsură, acest serviciu se adresează și pasagerilor care, deși zborul operează, deși zborul nu are întârziere, nu sunt acceptați pe zbor din motiv că nu există loc pentru pasageri pe cursa respectivă, sunt locuri mai puține decât numărul de pasageri, deci în situația unui refuz de îmbarcare. Ok. Apropo de ultimul subiect atins, se întâmplă des, auzim din ce în ce mai des de companii care vând mai multe bilete decât există scaune. Care e principiul pentru care fac chestia asta și ce drepturi are pasagerul atunci? Există cumva o practică, ca să spunem așa, nu să se vândă neapărat locuri mai multe în avion, ci în urma unor statistici s-a observat că un număr de pasageri nu se prezintă la zbor. Ori ideea călătoriei cu avionul este ca avionul să zboare plin, să zboare full, astfel o cursă devine profitabilă. Și atunci, observând că numărul de pasageri care se prezintă, să zicem, este cu 10% mai mic decât cei care au cumpărat bilete, compania aeriană va vinde 110% bilete față de numărul de locuri. În foarte multe situații se prezintă 110% din pasageri și atunci se aplică termenul primul venit, primul servit, primul venit în termenul de check-in, respectiv cu 2 ore înainte de decolare. Dacă pasagerul depășește acest termen, atunci compania nu mai are nicio responsabilitate să îl compenseze într-un fel. Practic, compania așteaptă ca acești pasageri. Este o rezolvare foarte ușoară pentru companie, tipul acesta de pasageri. Compensația este în aceste cazuri la fel ca și în cazurile de întârziere sau de anulare, variază între 250 și 600 de euro de persoană în funcție de distanța totală a călătoriei. Pe deasupra, compania trebuie să îi dea pasagerului un zbor nou, să-l reruteze până la destinația finală. Dacă pasagerul nu mai dorește să călătorească, trebuie să îi ramburseze prețul biletului plătit în timp de 7 zile, iar dacă îl rerutează pe un zbor, să zicem, într-o altă zi, până în ziua respectivă trebuie să-i asigure cazare, masă și transport până la aeroport. Ok, și rerutarea pe alt zbor se face gratuit sau pasagerul trebuie să mai plătească ceva? E o întrebare foarte bună. Pasagerul nu trebuie să plătească nimic. El, în baza biletului respectiv, trebuie să călătorească și, atenție, cu orice companie aeriană. Deci, dacă ne-am luat bilet la low cost și compania ne spune nu pot să vă pun pe zborul imediat următor pentru că nu este un zbor low cost, este un risc pe care compania aeriană trebuie să și-l asume. Pasagerul, dacă este disponibil să primească și un zbor cu escală,
trebuie să existe disponibilitatea companiei aeriene să îl ofere. Deci dacă, să spunem, călătorim în Spania și nu există un zbor direct în Spania decât peste o săptămână, este de bun simț să-i oferi pasagerului un zbor pe escală. București, München, Madrid, dacă nu există o altă variantă, fără să existe explicația că zborul este operat de o companie națională care nu este low cost, în consecință prețul ar fi prea mare pentru operatorul aerian să-l plătească pentru pasager. Nu există așa ceva, regulamentul european prevede ca pasagerul să fie rerutat cu cel mai apropiat zbor disponibil. Ok, bun. Aici vorbim de drepturile pasagerilor, drepturi pe care ei ar trebui să le cunoască cumva înainte să ajungă la aeroport. Din nefericire, pasagerii nu-și cunosc drepturile, asta e adevărul. Probabil că nicăieri în Europa sau în lume nu-și cunosc toate drepturile. Sau nu toți își cunosc toate drepturile. Ce faci atunci? Pentru că e clar că primul impuls al companiei va fi să spună că nu se poate și atât. Anul acesta, de fapt luna aceasta, în februarie, acest regulament care dă pasagerilor o întreagă listă de drepturi, face 18 ani. De 18 ani există aceste drepturi, așa cum ați spus, pe care pasagerii nu le cunosc. Mai este o situație. Ce fac pasagerii din țări diferite atunci când află de aceste drepturi? Ce fac românii? Românii cumva se înscriu într-o statistică care spune că mai puțin de 10% din pasageri fac ceva în sensul obținerii, recunoașterii acestor drepturi și asta din cauza că nu își cunosc drepturile, iar cei care le cunosc nu cred în rezolvarea lor. O altă cauză ar fi că din cei care fac ceva primesc un răspuns negativ sau nu primesc niciun răspuns, respectiv sunt ignorați sau primesc un răspuns foarte tehnic, căruia nu știu cum să îi răspundă la rândul lor. Și atunci când compania îți răspunde în termen de trafic management, tot felul de chestiuni operaționale, pasagerul, care probabil este un profesionist într-un alt domeniu, își imaginează că singura lui șansă este să nu-și mai bată capul, să lase lucrurile cum au fost. Și mai este categoria de pasageri care își face o cruce mare și spune bine că am ajuns sănătoși la destinație, dă-le încolo de drepturi, bine că suntem sănătoși, altă dată o să fie mai bine. Ăsta e tipul de pasager din România. Am înțeles. Bun, apropo de răspunsuri tehnice sau inexistente ale companiilor, vorbim în perioada asta a pandemiei de foarte multe zboruri anulate. De pe o zi pe alta sau oameni care și-au rezervat bilete de avion și cu o zi, două înainte să ajungă la aeroport, uneori chiar și în ziua respectivă, au aflat că avionul nu mai pleacă, zborul nu mai există. Unii au primit vouchere la schimb, vouchere care ulterior s-a dovedit că nu erau valide. În încercarea de a găsi un răspuns de la companie, compania n-a mai răspuns. Ei ce pot să facă atunci? Într-adevăr, ideea aceasta de vouchere sau soluționarea compensațiilor, rambursărilor cu vouchere a început în anul 2020, când companiile aeriene, în scopul de a rămâne cu banii de la pasageri în conturile lor și de a nu face rambursări, deși ulterior multe dintre ele au primit ajutoare guvernamentale, fără a fi condiționate de obligativitatea de a face rambursări către pasageri, au oferit aceste vouchere pe care le-au trimis către pasageri cu mențiunea că aceste vouchere vor putea fi folosite în următoarele 12 luni, iar dacă nu le veți folosi în următoarele 12 luni, ele se vor prelungi 24 de luni și după aceea, cumva, pasagerii acum s-au trezit în situația de a avea în e-mail-uri vouchere care expiră. S-a adresat companiei aeriene și compania aeriană
nu mai vrea să mai știe, nu mai vrea să ramburseze, dă totul în sarcina pasagerilor. Evident că pasagerii au la dispoziție variantele dificile, să dea compania în judecată, în cel mai fericit caz să se adreseze unui organism de protecție a consumatorilor. Sunt țări care au un organism de protecție a consumatorilor atunci când zboară cu avionul și care sunt un organism dedicat. Deci nu e ca și cum te duce la noi la protecția consumatorilor, ci un organism dedicat care se ocupă exclusiv de probleme de aviație și șansele să obțină rambursări pentru aceste vouchere sunt mai mari. Sunt și situațiile unde, între timp, companiile aeriene au intrat în faliment și pasagerul, chiar că are șanse aproape de zero să își obțină prețul biletelor pentru călătoriile anulate. Acum, în zilele de azi, deși suntem în continuare afectați de pandemie, se remarcă o inițiativă a pasagerilor de a nu mai cumpăra pe termen lung, respectiv, biletele sunt achiziționate mai din scurt, practic, aproape de pe o lună pe alta și nici acolo, poate chiar și mai în scurt, de a-și asigura călătoria, deci ce fac pasagerii ca să nu se mai confrunte cu astfel de situații și câteodată chiar în varianta în care, tocmai pentru că nu-și cunosc drepturile, se supraasigură, respectiv, necunoscându-și drepturile, ei o să-și achiziționeze inclusiv asigurări pe care ei le au tocmai din aceste drepturi reglementate de regulamentul comunitar. Vă dau un exemplu, sunt asigurări care, pentru o sumă de, nu știu, 10 euro, acoperă situația în care zborul este anulat, pasagerul își primește banii în, nu știu, 7 zile înapoi. Asta este o prevedere a regulamentului european pe care o are orice pasager, inclusiv cei care nu își achiziționează astfel de asigurări. Deci dacă ne informăm un pic, citim termenii și condițiile, citim ce ne obișnuim să nu mai bifăm și să trecem mai departe, încet, încet vom afla și ce putem să facem, cum putem să cumpărăm exact ce ne trebuie, care este diferența între o asigurare de călătorie storno și o asigurare obișnuită de călătorie, că asigurarea storno asigură pasagerul până în momentul decolării, când el mai are 2-3 zile, vă dau un exemplu, până la a pleca, se asigură pe el, se întâmplă ceva, în timp ce asigurarea de călătorie acoperă situațiile care se întâmplă în momentul călătoriei. Multe dintre ele au în condiții puse că pasagerul trebuie să fi trecut granița, deci practic el trebuie să fi făcut check-in-ul, trebuie, și atunci pasagerul știind ceea ce achiziționează, un pic va afla în timp citind din ele și ce drepturi are. Am înțeles. Bun. Vorbeam de întârzieri la început. Întârzieri și în cazul escalelor, dar și în cazul avionilor care au cursă directă. În ce condiții se pot cere despăgubiri? Adică sunt independente de companiile aeriene condițiile astea? Nu știu. E furtună de zăpadă și avionul nu poate decola timp de 6-7 ore pentru că nu există vizibilitate, nu există condiții. În cazul ăsta, pasagerul poate să ceară despăgubiri pentru că zborul a întârziat? Există circunstanțe extraordinare când compania aeriană nu este responsabilă să ofere astfel de compensații. Vremea este una din aceste circunstanțe, însă trebuie tot timpul să punem în balanță ce fel de condiții meteo am avut. Că dacă a plouat, aeroportul este deschis, se justifică, să spunem, poate o întârziere pe anumite aeroporturi, dar nu se justifică o anulare. Deci, fiecare din aceste variabile trebuie puse într-un anumit context. Dacă vorbim despre condițiile meteo, care au fost zilele trecute la Atena, la Istanbul,
atunci face sens, e ceva de înțeles. Dar dacă a fost o rafală de ploaie, dacă a fost chiar și o condiție meteo, să zicem, nu știu, zăpadă sau chiar și o furtună, dar aeroportul a fost deschis, dar s-a putut zbura peste 2 ore, atunci se justifică întârzierea, dar nu se justifică anularea. De foarte multe ori, în condiții meteo, să spunem, normale, pentru că nu am auzit vreodată că iarna nu se zboară sau toamna când plouă nu se zboară. Se pot înțelege situații în care zborurile sunt întârziate, dar nu se poate înțelege o situație în care zborul este anulat și pasagerii sunt abandonați în aeroport, dorm pe jos și sunt complet în baza propriilor resurse financiare și mulți nu pot să-și permită să se ducă la un hotel, sunt cu copii, cu bătrâni, tot felul de situații. De aceea, de fiecare dată, aceste circumstanțe extraordinare trebuie judecate în măsura a ceea ce exact s-a întâmplat. Cauzele care determină plata acestor compensații sunt, de exemplu, o problemă tehnică, greva angajaților companiilor aeriene, situații în care nu a existat avion. Pur și simplu, avionul era blocat pe un alt aeroport și nu a ajuns la București ca să poată efectua o anumită cursă. Cu toate acestea, chiar dacă condițiile meteo sunt exceptate de la plata compensațiilor, există o întreagă listă de motive pentru care companiile aeriene trebuie să plătească compensații către pasageri. Și lista asta unde o găsim? Unde e accesibilă ea pentru toată? Lista asta, de-a lungul timpului, a fost dată de jurisprudență, pentru că în timp pasagerii au dat companiile în judecată și instanțele, Curtea Europeană de Justiție a declarat, de exemplu, că greva angajaților companiilor aeriene este o situație care este exclusiv în sarcina companiilor aeriene, respectiv o cauză pentru care pasagerii trebuie să primească compensații. La fel, defecțiunile tehnice. Defecțiunile tehnice, cu excepția celor care pot fi dovedite că au fost cauzate de hazard. De exemplu, avionul a zburat, a trecut printr-o furtună și a fost lovit de trăsnet. O pasăre care a intrat în motorul avionului, dar dacă avionul are pană la o roată, dacă avionul are o problemă puternică, i s-a fisurat un geam, sunt o grămadă, de curând am compensat pasageri pentru o cursă charter către Zanzibar, unde s-a înghețat apa de la toaletă. Deci asta ca să aveți o idee despre cauzele care generează o întârziere, despre ceea ce vorbeam, de 15 ore. Deci 15 ore pentru o astfel de situație. Cauzele sunt nenumărate, iar numărul de pasageri, trebuie să aveți tot timpul în vedere că de cele mai multe ori un zbor care este întârziat pe ruta dus, în 90% din cazuri va fi întârziat și pe ruta de întoarcere. Am înțeles. Și atunci numărul de pasageri crește mai mult decât dublu. Bun. Legat de vreme, dacă întârzie 6 ore zborul din cauza vremii, compania, ok, nu e obligată să plătească despăgubiri pentru că intră la excepții. Dar pasagerii care sunt blocați în aeroport beneficiază de ceva, nu știu, de cazare, de ceva din partea companiei. În mod normal, dacă întârzierea presupune și o noapte de cazare, companiile aeriene care încă își respectă pasagerii, companiile aeriene fac acest lucru. Îi trimit pe pasageri, le asigură cazare sau rambursează, decontează facturile de cazare către pasageri și după primele 2 ore de întârziere, oferă pasagerilor
ceva de mâncare și de băut, e adevărat raportat la timpul de întârziere, că e diferit să ai o întârziere de 4 ore și să ai una de 15 ore. Există foarte multe situații, din păcate, când companiile aeriene, neavând nici măcar reprezentanți în aeroporturi și desfășurându-și activitatea prin intermediul unor terți, companii terțe, companii de handling, pur și simplu pasagerii acestor companii sunt abandonați și fiecare este pe cont propriu. Sunt foarte mulți pasageri care ajung efectiv să doarmă pe scaune. Ei asta scriu. Am dormit pe scaun cu copil, se bucură când au avut un copil care a avut căruț și a putut să doarmă copilul în căruț. Astea sunt situațiile despre care ne povestesc pasagerii. Vă zic din experiență că dormitul pe scaun e un caz fericit pe aeroportul Charleroi din Belgia. Am văzut oameni dormind pe podea, efectiv pe podeaua aeroportului, pentru că pe parcursul nopții acolo nu zboară niciun avion. Primul avion care pleacă e la ora 6 dimineața, automat check-in-ul și toate astea se fac mai devreme. Din păcate, trebuie să stai în aeroport, că n-ai unde să stai, scaunele sunt insuficiente și ești forțat cumva dacă ajungi la 1-2 noaptea în aeroport, ceva trebuie să faci. Și mulți oameni dormeau pe jos, efectiv, pe podea. Dacă este să mergem pe firul problemei și să ne imaginăm exact cum este pentru un pasager genul ăsta de situație, el află că e zborul anulat. Ce să facă? O să sune la compania aeriană. Se trezește că sunatul la compania aeriană e un număr cu suprataxă. O să sune. Stă vreo 20 de minute, timp în care el înmulțește 1, nu știu câți euro cu numărul de minute pe care le-a stat, la un moment dat renunță, intră pe un site, încearcă să-și găsească un alt zbor. Surprinzător își dă seama că există un alt zbor cu aceeași companie. Și ei cumpără cu aceeași companie cărora, mă rog, din cauza căreia este într-o situație similară, își cumpără un alt zbor. Avem pasageri care ne-au spus, am cumpărat astăzi, a fost anulat în aeroport, mi-am mai luat un bilet cu aceeași companie mâine, l-au anulat și pe ăla. Și la un moment dat renunță, încep să-și ia taxiuri, se adună câte 3-4, nu mai iau bani din ce. E o întreagă experiență, după care urmează calvarul recuperării sumelor. Unii vin și spun, și dacă nu i-aș primi eu banii ăia și nu vreau să rămână sumele astea la companiile aeriene. Deci sunt atât de supărați, uneori îi mai întrebăm, nu întotdeauna sunt sume foarte mari. Și îi mai întrebăm, dar de ce vreți să faceți o cerere pentru suma asta? Și ei ne răspund, pentru felul cum am fost tratat. Da, deci pentru că pierderea la un low cost nu e extraordinar de mare. Adică O să aveți surprize. O să aveți surprize. Trebuie văzută situația și din punctul de vedere al faptului că sunt oameni care cumpără un zbor dus întors pentru întreaga familie. După cum, companiile low cost nu zboară doar din punctul A în punctul B. Oamenii se duc și iau zbor de aici până în Italia, stau 2-3 zile, după 2-3 zile își mai iau cu aceeași companie low cost din Italia către nu știu unde, ori odată ce a fost zborul de aici anulat, lor toată vacanța. Da, e toate șansele să pierzi celelalte zboruri. Anulată și au pierdut foarte mult. Sumele care se adună de la low cost în situații de genul ăsta sunt foarte mari. Adică o să aveți surprize. Sunt într-adevăr și situații când un pasager are un zbor de 50 de euro, dar noi am învățat un lucru, știți? 50 de euro pentru cineva poate să fie la fel de mult cât o sumă foarte mare pentru cineva care câștigă
foarte mult. Și atunci mai e o treabă. Când vedem cât de greu acceptă companiile aeriene să dea înapoi acei 50 de euro, atunci avem imaginea clară a cât de mult sumele astea mici contează. De ce? Pentru că sunt foarte multe. Am înțeles. Numărul plângerilor, cum a evoluat în pandemie? Au fost mai multe sau mai puține? Evident că au fost mult mai puține din zona de întârzieri și anulări care fac obiectul compensațiilor. În schimb, am avut o creștere foarte, foarte mare de rambursări, respectiv de pasageri cărora le-a fost anulat zborul și care aveau de recuperat prețul biletelor. Aici a mai apărut o problemă pentru că foarte mulți dintre ei aveau cumpărate aceste bilete printr-un intermediar. Și apărea, adică situația un pic se complica pentru că intermediarul îi trimitea la compania aeriană, a compania aeriană îi trimitea la intermediar. Nimeni nu dorea să-și asume responsabilitatea că cineva trebuie să plătească banii ăștia înapoi. În unele cazuri, foarte mare parte dintre ele le-am rezolvat cu mențiunea că de fiecare dată pasagerii când apelează la astfel de servicii, sumele care sunt recuperate, ele vor fi comisionate. Deci pasagerii au recuperat într-adevăr o sumă mai mică, dar existau șanse să nu le recupereze deloc sau să rămână în posesia unor vouchere. După cum, pentru alte cazuri, chiar de rambursări, au drepturile au fost obținute în instanță. Și menționăm aici că am reprezentat de la pasageri individuali, la agenții de turism sau am făcut rambursări reprezentând companii de asigurare care plăteau prin polița de asigurare către pasageri, dar vina aparținea companiei aeriene care a încasat bani pentru un zbor care nu a mai fost efectuat. Am înțeles. Ne puteți da cifre? Care e cea mai mare despăgubire? Să zicem în 2021. Păi să spun că pe zona de rambursări, deci pe prețuri plătite, este undeva la un singur, deci o singură reclamație, undeva la între 5 și 6 mii de euro. Preț pe bilet plătit către o companie aeriană. Cea mai mare sumă, cel mai mare număr de pasageri dintr-un singur, dintr-o singură reclamație, au fost 74. 74 de oameni de pe același zbor au făcut o reclamație pentru că zborul lor a fost anulat. Cele mai multe... Nu, într-adevăr, se vede o creștere vara, deci știm, e ca devine sezonier. Da. Vara sunt foarte multe cereri pentru că începe un pic aviația să aibă un parcurs normal. Se așteaptă de altfel ca anul acesta, în vara aceasta, zborurile să ajungă undeva la nivelul verii 2019, ceea ce înseamnă că e foarte bine. În timp, pasagerii mai învață că dacă, de exemplu, își cumpără un loc în avion și acel loc se plătește foarte aproape de momentul zborului, să spunem că ei nu mai pot să mai călătorească. Există o mare diferență între zborul anulat de compania aeriană și zborul anulat de pasager. Dacă știm că nu o să mai călătorim, sigur. Sigur, s-a întâmplat ceva, ne-am îmbolnăvit. Pur și simplu nu, ne e frică. Au fost situații în care pasagerilor le-a fost frică de situația de la destinație. Și știm că nu vom mai călători. Pasagerii au tendința asta de a veni în sprijinul companiei aeriene și informează compania aeriană că ei nu vor mai călători. Practic, în lipsa unui bilet
foarte flexibil, ei își pierd orice drept de a mai rambursa vreo parte din prețul biletului plătit. Adică inclusiv locul plătit, nu? Da, pentru că operatorul va spune, păi eu aș fi putut să vând acel loc altcuiva dacă nu l-ai fi blocat. Deci, indiferent că noi anunțăm cu nu știu cât timp înainte, da, sumele, aproape pierdem orice șansă de a rambursa ceva. Există varianta în care pasagerul știe că nu mai zboară, ok, prețul îl pierdem deja, corect? Există șanse să anuleze compania aeriană acel zbor. Pentru că există pandemia atât pentru pasageri, cât și pentru companiile aeriene. Dacă operatorul informează pasagerul, zborul dumneavoastră a fost anulat, atunci pasagerul are toate drepturile. Respectiv își recuperează 100% din ceea ce a plătit către operator. Chiar dacă el știe că nu mai zboară. Exact, de aceea, dacă vreți să vă luați un loc în avion să-l plătiți, luați-l un pic mai aproape de data zborului. Știți sigur, aveți șanse mai mari să călătoriți decât toate serviciile pe care le luați în avans, le puneți sub riscul că în situația în care intervine ceva, serviciile suplimentare rămân nerambursabile. În același fel, pasagerii trebuie să înțeleagă că comisioanele pe care le plătesc către terți sunt eligibile a fi rambursate. Prețul biletului pentru un pasager înseamnă totalitatea sumelor plătite în scopul ca pasagerul să primească pe e-mail sau în orice fel acel bilet de călătorie. Nu cumpărăm un anumit tip de iaurt, de bomboane, de la producător. Cumpărăm prin intermediul unei rețele de distribuție. Rețea de distribuție care are la rândul ei comisioane. În momentul în care pachetul pe care l-am cumpărat este gol, zborul este anulat, când rambursăm iaurtul, ciocolata, orice am cumpărat, în baza facturii, chitanței, bonului, vom primi prețul plătit. Foarte surprinzător, nu știu dacă pasagerii de obicei observă, că atunci când compania le spune doriți un zbor la schimb și pasagerul spune da, știți zborul pe care vi l-ați ales? E tot timpul mai scump. Pasagerul are tot timpul de plătit ceva. Niciodată atunci când zborul este mai ieftin și există situații, adică pasagerul știe, am fost redirecționat pe un zbor, că eu am ales zborul și zborul, dacă l-aș fi ales pe ăla, era mai ieftin. Nu primește niciodată o diferență de preț. Deci tot timpul pasagerul va avea ceva de plătit. Mai este o treabă. De obicei, pasagerii au o lipsă de acțiune, o lipsă de informație, o lipsă după ce își află din drepturi și vor să facă ceva, există un excedent de acțiune. Înseamnă, încep să contacteze compania aeriană, dau reclamația către mai multe firme de recuperare astfel de daune, să le spunem, și la compania aeriană vine un număr mare de solicitări pe aceeași situație. Și asta ar ajuta, măcar chiar și pentru companiile aeriene, un pic să se elibereze de volumul de muncă dacă pasagerul ar face fie o cerere în nume propriu și o lasă un pic să-și urmeze cursul. Fie se duce doar la o firmă specializată și o lasă un pic să-și facă treaba. E drept, poți să schimbi firma specializată de la un moment dat, să spui, nu mai vreau să mai fac cu voi, nu vreau să schimb, vreau să fac alte demersuri, vreau să mă duc singur în instanță. Este dreptul fiecărui pasager. Dar dacă și pasagerii ar înțelege că situațiile s-ar soluționa mai repede
dacă pentru fiecare pasager ar exista o singură reclamație la compania aeriană și nu 10. Am înțeles. Spuneați la început că vă ocupați cumva și de drepturile asupra bagajelor. Ce se întâmplă dacă plec din Zanzibar spre România, iar bagajul meu nu mai ajunge în România, ajunge, nu știu, în Dubai sau nu mai ajunge deloc? Aici este foarte important să știm ce înseamnă nu mai ajunge deloc. Nu mai ajunge deloc înseamnă că au trecut 21 de zile din momentul în care noi am aterizat și noi nu avem bagajul. În acel moment, bagajul poate fi declarat pierdut și pasagerul să intre în posesia unei compensații care poate ajunge sau poate depăși și 1000 de euro per bagaj. Acum, este important și am dubii că există cineva care după ce vede că nu vine bagajul pe bandă, că trebuie un pic să ne punem, să ne imaginăm. Stai în aeroport, banda merge, vin bagajele, al nostru nu vine. Au existat și situații în care pasagerul a plecat acasă. Adică, ideea este, rămânem în aeroport, găsim un birou de bagaje pierdute, facem o cerere unde vom menționa culoarea bagajului, diferite detalii despre bagaje, da? Vom păstra eticheta de la bagaj. Acesta este motivul pentru care de fiecare dată pasagerii pun etichetele de bagaj prin niște locuri, le aruncă. Fără eticheta de bagaj nu putem dovedi în momentul respectiv. Evident că ele sunt păstrate într-un sistem al companiei aeriene. Dar e foarte important ca pasagerul să fie în posesia acestei dovezi că are un bagaj și cât a cântărit acel bagaj și pe ce rută. Bun, facem o astfel de cerere, după care așteptăm ca operatorul să înceapă să dea de urma bagajului. În momentul în care operatorul a dat de urma bagajului, el trebuie să ne-l aducă nouă în punctul unde suntem. Faptul că un pasager ajunge la București nu înseamnă că pasagerul locuiește la București, astfel încât operatorul o să ne-l aducă la Pitești, la Râmnicu, Vâlcea, unde suntem. Vine bagajul acasă. Asta dacă bagajul vine în cele 21 de zile. Există situații în care vine bagajul și nu observăm decât până ajungem acasă că bagajul este rupt, lucrurile dinăuntru lovite, sparte, știu eu ce se poate întâmpla, deci avem o daună. Avem 7 zile să ne întoarcem la compania aeriană cu bagajul, din nou cu eticheta de bagaj, cu toată situația, 7 zile să declarăm această situație și în baza pozelor, declarațiilor și a verificărilor făcute, compania aeriană trebuie să ramburseze pasagerilor o anumită sumă. Mai există situația bagajului întârziat. Acestea sunt bagajele care au venit în termenul de 21 de zile. Asta înseamnă că pasagerul a ajuns la oarecare destinație fără a avea bunurile sale. Atunci, omul o să-și cumpere niște bunuri de maximă necesitate și de imediată folosință. Pentru aceste bunuri va trebui să păstreze chitanțe, facturi, dovezi de plată, pentru că în momentul în care compania aeriană îi aduce în cele 21 de zile bagajul, el să le dea la decontat. Evident, nu o să ne cumpărăm inel de aur, nu o să ne cumpărăm parfum, nu o să ne cumpărăm haine de blană, un domn care și-a pierdut bagajul nu o să trimită către decont, eu vorbesc din cazuri existente, nu o să trimită către decont haine de damă, da? Doar pentru că în bagajul respectiv erau și haine de genul ăsta. Dar ce se întâmplă dacă în bagajul respectiv era un laptop de care eu aveam maximă nevoie, iar pentru Bun. Ideea este în felul următor. Acum, laptopul este considerat bun periculos. Orice baterie, litiu. În mod normal, laptopurile și bunurile de acest gen sunt în bagajul de mână.
Nu spun că nu s-ar putea întâmpla și se întâmplă sigur ca pasagerii să aibă astfel de bunuri în bagajele de cală care sunt pierdute. Dacă avem ceva bun, foarte valoros, este datoria noastră să-l declarăm înainte către compania aeriană și declarăm că avem în bagaj. Poate eventual îl și arătăm în momentul în care îl vedeți, este aici, am voie să-l pun în bagajul de cală, pentru că nu este interzis prin termenii pe care eu îi bifez chiar și la check-in online. Știți, primim tot felul de desene cu bunuri, gaze, inflamabile, tot felul de lucruri și noi bifăm că nu avem acest gen de bunuri în bagaje. Deci, am voie să-l am cu mine în bagajul de cală, îl declar și în cazul în care bagajul, îi declar valoarea și în cazul în care bagajul este pierdut, atunci sunt acoperit, compania aeriană știa. Dar dacă eu pun în bagajul respectiv, nu știu, bunuri de foarte mare valoare, haine de mare preț, tot felul de bijuterii, tot felul de lucruri din acestea, îmi asum că în eventualitatea în care acestea sunt pierdute, deteriorate, întârziate, riscul este al meu. Am înțeles. Tot legat de bagaje, vedem des, mai ales în străinătate, se fac controle. La vamă, aleatoriu, se aleg pasageri și se fac controle la bagaje. Dacă ceva se deteriorează atunci, eu, pasager, am dreptul să cer despăgubiri, presupunând că nu am nimic în bagaj ce putea fi considerat periculos, pur și simplu la manevrarea lor s-a deteriorat ceva. Trollerul, s-au rupt haine, ceva, din greșeală. Păi înțeleg din toată treaba asta că acest control de vamă s-a făcut în prezența noastră. Da. La vamă, tot timpul, sau dacă cineva din personalul aeroportuar dorește să ne verifice, tot timpul pasagerul va fi pus să își deschidă bagajul, să facă toate aceste operațiuni. Deci, atunci suntem direct implicați și vina ne aparține dacă facem noi ceva. Dacă atunci descoperim că înăuntru sunt lucrurile rupte, sparte, din nou, nu plecăm din aeroport până când nu mergem la biroul de reclamații bagaje pierdute și facem o cerere. Cu cât este mai aproape de data evenimentului, de momentul evenimentului și cu cât nu am ieșit din aeroport, varianta în care compania aeriană ar spune că asta le-ați făcut dumneavoastră, sunt excluse. Deci când mi-am descoperit bagajul în aeroport, rupt, fermoarul deteriorat, evidente urme că s-a umblat în el, mânere rupte, sunt tot felul de situații, nu plecăm de la aeroport și contactăm operatorul aerian sau terțul care este răspunzător, terțul în sensul de compania care reprezintă operatorul aerian în aeroportul respectiv. Am înțeles. Bun. Și mai aveam o întrebare. Dacă ne rezervăm un zbor, el se reprogramează, nu se anulează, dar se reprogramează în date care nouă nu ne convin. Nu știu, să zicem că în februarie, luna aceasta, noi ne rezervăm un zbor de pe 24 până pe 27, iar compania îl reprogramează de pe 23 până pe 25, același zbor. Pentru că spune că, nu știu, sunt condiții și atât poate. Și mie nu-mi convin datele acelea pentru că eu mi-am programat pentru 24-27. Ce pot să fac atunci? Ideea este așa. Dacă compania ne anunță cu mai mult de 14 zile înainte de data zborului. Dacă acest lucru se întâmplă, avem două variante. Fie acceptăm ceea ce ne oferă compania aeriană, fie nu acceptăm, iar compania aeriană trebuie să ne dea prețul plătit pe biletul pe care ei l-au reprogramat. Două variante, fie acceptăm, fie nu acceptăm cu rambursare de preț.
Dacă compania aeriană ne anunță cu mai puțin de 14 zile înainte, atunci, în funcție de momentul în care ne anunță, că sunt aici mai multe ferestre, le spunem noi, în funcție de fereastra în care ne-a anunțat, compania aeriană trebuie să înceapă să respecte niște obligații referitoare la zborul cu care ne rerutează. Și atunci, regulamentul îi pune niște obligații companiei aeriene că trebuie să ne dea un zbor care să nu plece cu mai mult de 2 ore și mai puțin de 3 ore la aterizare. Deci începe compania aeriană să aibă niște obligații. Asta e un pic mai puțin important, că până în final nu acceptăm și trebuie să ne dea banii înapoi. Ideea este că foarte mulți pasageri au acolo deja achiziționat o cazare, niște lucruri pe care trebuie să le facă. Din nou, dacă compania aeriană ne anunță cu 14 zile înainte, nu are nicio responsabilitate pentru faptul că noi ne-am luat bilete la nu știu ce concert, că noi vrem să mergem la nu știu ce nuntă și pierdem nunta. Compania trebuie să ne ducă din punctul A în punctul B, are un termen de 14 zile înainte de data zborului pentru a scăpa de obligațiile de a plăti vreun fel de compensații, dar oricând modifică data și noi nu mai dorim să călătorim, tot timpul trebuie să ramburseze prețul biletului plătit într-un termen maxim de 7 zile. Asta este în teorie. Ceea ce se întâmplă în practică este cu totul altceva. De aceea, pasagerii trebuie să știe că e ok să se asigure, să-și ia o asigurare pentru prețul cazării plătite. Da? Acolo compania aeriană niciodată nu o să le ramburseze ceea ce își achiziționează ei la destinație. Unii pasageri se duc acasă, nu au nimic de rambursat, unii pasageri se duc în vacanță și au cazare, au concerte, au tot felul de activități planificate, au mașini închiriate. Asta e altă, actual, una din altele multe probleme pe care vin ei să ni le spună ce sume au pierdut. Prețul închirierii diferitelor instrumente, de ski, de tot felul de aspecte de genul ăsta. Deci de aia este foarte important că dacă pasagerul începe să știe ce drepturi are, știe și în momentul respectiv pe ce să se focuseze, în sensul în care spune, ok, mi-a anulat compania aeriană zborul, eu acum ce pot să fac? Care este țelul meu? Vreau să plec în vacanță. Bine, nu accept datele lor, ei trebuie să-mi dea banii în 7 zile, pot să-mi cumpăr la altă companie aeriană? Ok, îmi cumpăr la altă companie aeriană sau îmi iau un zbor pe scală, ajung acolo, îmi fac vacanța, dar nu uit că am dreptul să-mi rambursez prețul pe biletele pentru zborul anulat. Și de asta, știind ce drepturi ai, ce poți să faci, uneori, unele lucruri, gen compensații, rambursări, poți să le delegi unei firme specializate, tu îți vezi mai departe de vacanța ta, practic ăsta este rolul firmelor de acest gen. Pasagerul poate să-și vadă de serviciul lui, poate să-și vadă în continuare de vacanța lui și tocmai pentru faptul că companiile de acest gen lucrează pe un comision de succes, deci dacă noi nu avem succes, deci dacă pasagerul nu-și recuperează banii, firmele de genul celei despre care vorbim, firma noastră, nu obține rezultate. Deci succesul nostru înseamnă că are pasagerul succes. Și atunci pasagerul trebuie să stea liniștit că oamenii ăia o să facă tot ce pot mai bine. Dacă nu au încredere că pentru pasager, măcar au încredere că pentru comisionul companiei pe care urmează a-l recupera în urma activităților lor. Nimeni nu vrea să facă voluntariat. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc mult, doamna Colea, și vă mai așteptăm. Deși eu mulțumesc, important este orice facem să ajungem la timp. Corect. Bine, vă mulțumesc mult, o zi bună! Toate cele bune, la revedere!